Incendiu puternic la un complex rezidențial de lux din Dubai. Mai mulți utilizatori au pus pe rețelele de socializare poze și filmări de la fața locului. Flăcările au cuprins un apartament de la etajele superioare și au fost vizibile de la câțiva metri. Polițiștii francezi sunt pe urmele a patru indivizi vinovați pentru un jaf demn de filmele de acțiune. Tâlhari înarmați cu pistoale au reușit să fure 70 de kilograme de aur pulbere dintr-o dubă securizată care circula pe autostrada ce leagă orașul Lyon de Paris. Paguba se ridică la 1,5 milioane de euro. Hoții au folosit o mașină pentru a bloca drumul. Ei au luat prin surprindere pe cei doi agenți de securitate și au reușit să încuie în partea din spate a dubei. Înainte să fugă cu aurul, au incendiat automobilul pe care îl folosiseră să blocheze șoseaua. Polițiștii au primit un pont și au intervenit rapid, așa că bărbații blocați în dubă au fost eliberați în scurt timp. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Zeci de morți în Nigeria după ce o biserică s-a prăbușit peste oameni. Este încă neclar motivul prăbușirii bisericii, tragedia survenind în timpul unui serviciu religios. Potrivit martorilor, mai întâi a cedat acoperișul care era în construcție, urmat de restul edificiului.